Bine, v-am regăsit cu următorul exercițiu, așa cum am promis și după cum v-ați obișnuit, la 2 Roman 5 este de obicei o problemă de la capitolul cerc. Sunteți puțin sceptici uneori când auziți de acest capitol, însă dacă învățați noțiunile elementare, esențiale, cu siguranță veți găsi de fiecare dată rezolvarea corectă și veți obține și punctajul. În figura alăturată, cercul cu diametrul BC intersectează laturile AB și AC ale triunghiului ABC în punctele D, respectiv E. Dacă P este punctul comun al dreptelor BE și CD, iar măsura unghiului A este de 50 de grade, ni se cere să căutăm măsura unghiului BPC. Cum facem acest lucru? Observăm că unghiul BDC este egal cu unghiul CEB, ca unghiuri înscrise în cerc, da? unde arcul de cerc este descris de arcul BC, ce reprezintă arcul determinat de diametru, ceea ce înseamnă că aceste unghiuri sunt unghiuri înscrise în cerc, cum am spus egal cu arcul supra 2, adică 180 de grade supra 2, egal 90 de grade. Ceea ce înseamnă că AB perpendiculară pe DC sau DC perpendiculară pe AB și B perpendiculară pe AC, ele sunt tangente. Deci, rezultă că unghiul ADC este 90 de grade și unghiul A E, B, tot 90 de grade. Dar știam și unghiul A de 50 de grade, iar în acest 4-later A, D, P, E, știm 3 dintre unghiuri și vrem să-l aflăm pe al patrulea, adică D, P, E. Cum suma tuturor este de 360 de grade, putem scădea cele 3, unghiuri pe care le cunoaștem, 90, 50 și 90. Astfel obținem măsura unghiului DPE de 130 de grade. Dar unghiul pe care noi îl căutăm, BPC, este congruent cu unghiul DPE, fiind unghiuri opuse la vârf. Deci, și unghiul nostru BPC are tot 130 de grade. Și astfel am reușit să rezolvăm și să găsim varianta corectă de la punctul demic. Aceasta a fost explicația, rezolvarea corectă, te aștept în următoarele videouri să rezolvăm împreună cât mai multe probleme. În așteptarea testului de antrenament numărul 2, vă propun să finalizăm acest uh, test care înseamnă practic un, un alt antrenament tot ce lucrați reprezintă un antrenament pa pa